Salutare toată lumea! Sunt Matei și bine ați venit la canalul meu. Astăzi sunt alături de vărul meu. Cum te cheamă? Bună, mă numesc Iosua. El este Iosua. De-abia a început și el să se joace Clash Royale. Și am vrut să vă arăt ceva. Am minionii de level 11. Îi vedeți chiar sus în stânga. Uitați-i aici, info. Uitați, 102 damage. Ok. Așa, și uitați, am vrut să vă arăt. Avem noua carte. Am câștigat noua carte de la... știți cum se cheamă? De la challenge. Am câștigat-o și mi-am făcut-o de level 8. Uitați-o. Da, și mai am încă ceva să vă spun. Sunt arena nouă. Și știți, data trecută când am filmat filmulețele, eram arena 7 și am trecut arena 9, care fratele meu mai mic de 6 ani mi-a făcut o echipă atât de bună, încât am trecut două arene în aceeași zi. Mie nu mi-a venit să cred. Da. Da, am trecut. Și eu ziceam să joc astăzi alături de voi 2-3 battle-uri. Haideți să începem. Hai, dai voi să vorbești, ce ai? El m-a întrebat dacă poate să mai vorbească și el. Haide, mă, da, bagă-te! Hai! Bine, va juca și el, o să încerce și el să joace. La mine e prima oară care încerc. E prima oară când joacă pe un cont adevărat mare. Pentru că era obișnuit să joace pe conturi mici, fiindcă de-abia și-a instalat și el Clash-ul. Știți? Să băgăm wizard-ul, să ne apărăm de minion giant, așa zic eu, giant minion. Fiindcă este atât de mare față de un minion, eu zic giant minion. Și apropo, fratiso, joacă pe tabletă ca să câștige mai mulți de ăștia. Să câștige mai multe battle-uri de-astea. Uitați, avem minionii de 11 și am vrut să vă mai zic, avem și Night Witch-ul de level 2. Adică pe joc arată de level 10, dar știți că cu noul update e de fapt de level 2, dar scrie de level 10. Așa, ca să ne facă să jucăm. Uitați, o să folosim noua carte. Auzi, dar putem să jucăm asta în 2? Ne jucăm în 2 dacă vrei 2v2, 2 versus 2. Aduce și tu tableta, hai să, o să joc versus frate, vărul meu. Da, dar e picată. Hai, aduce-o așa. Hai, păi da, stai, mă apare, apăs și eu acolo, nu? Normal, uite, salut. Nu mă lăsa de separat de cameră. Aaa, nu poți. Trebuie să am și eu un cont. Trebuia într-un fel să aibă jumătate, dar nu merge așa. Deocamdată, cred că nu va merge. Da, uitați, am băgat Night Witch-ul de level 10, adică de level 2. Băgăm combinație cu minionii. Avem valchilia aia care... este enervantă, dar am reușit a reușit Night Witch-ul să treacă cu viață de ea. Stați să dăm camera așa să vedem ce se întâmplă acolo. Și... Am câștigat. Și am vrea să strângem 1000 de like-uri. Da, vrem 1000 de like-uri și vă rugăm să apăsați și clopoțelul și să vă abonați. Asta e prima filmare a mea. Este prima filmare a vărului meu. Am doi, un frate care vi l-am arătat în episodul anterior și încă un văr care îl cheamă Fardi. Și Iosua e cel de lângă noi. Că am doi veri, Fardi și Iosua. Noi am venit tocmai din București până aici la Titul, doar ca să-i vizităm. La țară. Hai mă, dar vorbește, de ce taci așa? Vorbește, mă, nu-ți fie rușine. Uite, plângă. Da, cred că ne pregătește iarăși un atac bun. După asta pot juca și eu? Dacă vrei în 2v2 în battle, nu prea am credere mare. Ia stai să vedem ce mai bagă pe partea aia, că poate plec cu Hog Rider și minioni. Știți?
E combinația mea preferată. Ia, așa zice el la Royal Ghost, bărbosul. Să știți, așa zice. Da, bărbosul, așa zice. Bărbosul. A plecat de lângă mine. Nu știu, s-a dus la chema, cred că tatăl lui. S-a camuflat Royal Ghost-ul. Da. Aici are, vedem, Magic Archer. Nu mă așteptam. Salut. Salut! Uitați, el e Fardy. Nu, doamne, el. El cel mai mare e Fardy. Acum o să plecăm cu un balon. Nu se te vadă lumea. Am vrea să strângem foarte multe abonări. Și like-uri. Da. Dacă îmi dați like e destul. Dacă... Nu vreau neapărat să vă abonați, eu vreau decât like-uri, atât vreau. Vă rog, dați-mi like-uri. Să nu dați dislike. Vă rugăm. Vă rog, ca să mă bucur și eu de filmele care le fac. Știu că nu sunt chiar cine știe ce fac, dar vă rog, doar dați like, atât vă rog. Vă rog frumos. Are puțină viață la turn. Mă întreb dacă cel cu care jucăm versus știe că este că îl va vedea lumea. Ar fi tare. Dar nu prea este posibil acest lucru. Vreau să zic Mihai Clash-ul. Da, ți-l a șters? Da. Mihai? Da. Da? Nu știu de ce oare. Ce-a făcut, de ce? A instalat altă. Da. Dar vorbește și tu clar, de ce nu ai? Ce ai pățit? Mica. Atunci ce ai? De ce nu vorbești? Vorbește că doar n-am vrut să fac film. Haide, tu mi-ai dat ideea. Da, din păcate am pierdut. Ia, uitați. Am auzit. Ea este mama lui Iosua. Mama lui Iosua și lui Fardy, verilor mei. O cheamă Nema. Da. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut, dați like. Da. Și putem să mă jucăm alt joc? Da, o să mai facem o filmare în aceeași zi cu alt joc. Așa că urmăriți-ne pe YouTube. Chiar acum. Da, facem chiar în secunda asta, după ce încheiem acest filmuleț, o să facem încă un episod. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și să vă abonați și să strângem cât mai multe like-uri. La revedere! Vă salut! Vă salut! La revedere!